Deci nu poate să mă dure prea tare. Sper să nu uite chestia asta. Am fost surprins întotdeauna când domnul Fărășteanu venea la noi la teatru și nici n-am visat că o să mă duc, o să mă invite. Și m-a dat într-o zi și am stat de vorbă, i-am propus o 10 piese, poate chiar mai mult. Și până la urmă dânsul a ales o piesă foarte... piesa lui Jean Genet. Jean Genet, Zeadua, Mișușe, Țat, Ihnis, Ma Peha, Ba Tătuna, Sălfătii, pe care Ba Tătuna. În românește, perfect. Asta n-am știut și domnul Cornișteanu a ales ca acest spectacol, această piesă. Spectacolul l-am făcut eu. Și trebuie să vă spun, e prima dată când am venit la Craiova, nu numai la teatru, la Craiova. Și când am intrat în sală, am rămas așa, față de sălile noastre, chiar și cele mai mari, n-au această atmosferă occidentală cum are acest teatru. Eu am și locuit o parte din timp lângă cabine și am fost mamaș, asta înțelege toată. Exact, interiorizat în viața teatrului. Am văzut câteva spectacole, printre ele și Medea cu Cerasela Iosifescu, pe care o să o vedeți, care, după părerea mea, este, dacă nu cea mai mare actriță a României, este una dintre cele mai mari actrițe. Cele mai mari două. Okay. Cele mai mari două actrițe ale României. Cele mai dacă mari. Nu prima, măcar a doua. Nu fac celelalte, pe celelalte nu le-am apucat să le văd pe toate, dar pe celelalte l-am văzut-o și e de admirat. Când am văzut-o prima oară, am avut o mare, mare, mare surpriză și este o actriță de talie internațională. După aceea, când am stat la Craiova pentru piesa mea, am văzut și o parte din spectacolele domnului Cornișteanu, care m-au surprins și m-au uimit în finețea și subtilitatea umorului care se adresea oarecum, pe de-o parte, la realitatea regimului român. Am auzit că am întâlnit unul din actorii care juca acolo și care a jucat pe Faust, în rolul principal, la Sibiu, s-a prăpădit, am auzit. A murit. Un mare actor care a fost foarte susținător al spectacolului, pentru că piesa pe care am ales-o, pe care, mai bine zis, am propus, dar de ales, a ales domnul Cornișteanu, era Balconul al lui Jean Genet. Jean Genet cu Balconul la Craiova. Era un mare act de curaj și de... Mie, la început, să spun drept, a fost puțin frică. Am ales și alte spectacole. Nu, asta e să-l facem. Și l-am făcut. Am auzit că spectacolul a mers foarte bine, așa mi-a spus Gheorghe, că nu mai erau bilete, unul. În sfârșit, nu importă dacă merge bine sau merge prost, e important dacă ajungi să fii liniștit cu ce ai făcut și am ajuns la această legătură cu actorii.
domnul Coriștoanu m-a luat o dată de la repetiție, a fost la repetiție și după am stat de vorbă și am mai făcut încă niște schimbări. Mie mi-a fost frică și domnul Coriștoanu nu mi-a dat voie să fie frică că acest spectacol la Craiova, care este vorba despre o casă de toleranță, a fost într-adevăr o toleranță de grandă anvergură pentru să se joace acolo. Și s-au găsit toate relațiile cu realitatea de astăzi. Am fost foarte recunoscător că Carapa e o piesă care este un mare risc să o faci în toată lumea. Și asta pot să spun că alegerea a fost printre propunerile mele, dar alegerea ultima a fost a lui domnul Cornișteanu. Nicu, îți mulțumesc mult că mă lauzi, dar subiectul nostru de astăzi e mai larg decât Cornișteanu și să vedem dacă pot să vă spun altceva decât despre mine, că pe cuvântul meu că n-am venit să vă vorbesc despre mine în primul rând. Da? Mulțumesc pentru vorbele frumoase, dar poate vorbim despre, poate mă întrebați despre ce mai e pe acolo. În teatru rămâne după la mine. Să rămână, Lili. Vreau să-mi face mare plăcere să vă văd. Am văzut, m-ați invitat la comemorarea unui poet care l-am iubit foarte mult și l-am cunoscut și sunt prima care l-am tradus în ebraică în zilele Socol Revoluție și a apărut în Idiota Caronov, bineînțeles Marin Sorescu. Și ați organizat extraordinar de frumos această manifestare. Două puncte am vrut să vă întreb. În primul rând am vrut să vă întreb să ne povestiți despre zilele când reflectoarele tuturor teatrelor importante din Europa, după mine, se îndreaptă spre orașul Craiova, tocmai, zilele festivalului Shakespeare. Aș fi vrut foarte mult să ne povestiți despre acest foarte important festival care și-a câștigat o importanță extraordinară în Europa, în toată lumea, și vin trupe foarte importante cu Shakespeare. Și fiindcă e vorba de Shakespeare, vreau să vă spun, în primul rând, o mică anecdotă. Am cunoscut în România pe Prințesa Bibescu, era o doamnă foarte în vârstă, cred că acum numai pentru că i-am telefonat și nu a mai răspuns, și mi-a povestit cum comuniștii au luat-o din Brăila și au dus-o la canal și au pus-o, Prințesa Bibescu, să fie strungară. Așa că sunteți într-o companie foarte bună. Da, și eu am încercat să interesez câte un scriitor tânăr să se ducă să vorbească cu ea, că avea amintiri extraordinar de interesante. Și nimeni nu s-a dus. Sunt lucruri care au pierit cu ea, dar mi-a povestit în amănunte cum ea, Prințesa Bibescu, care cred că e considerată cea mai înaltă casă de prinți din România, a fost strungară la canal. Tânăra au pus-o să fie strungară. Hamlet, am văzut de foarte multe ori, bineînțeles, ca oricine de aici, și film, și interpretări, și piese de teatru de-a lungul anilor, și în Europa, și aici. Într-o zi am găsit în București un DVD cu piesa Hamlet, care s-a dat la Craiova și care a primit toate premiile. Să-mi spuneți în ce an, că nu mai țin minte. Eu o am la mine, dar nu știu minte. A fost, nu m-am uitat acum anul. La începutul anului 90. Spun, a fost un spectacol extraordinar. Și pot să spun, cred că cea mai bună interpretare, și l-am văzut și pe Lorenzo Olivier, a unui Hamlet, a fost acel artist care am auzit că a murit. Adrian Pintea. Dacă puteți să ne povestiți, a fost un spectacol extraordinar. Adevărat. Și o traducere foarte. Povestirea spectacolului seamănă foarte mult cu povestirea poeziilor.
N-are niciun rost să vă povestesc spectacolul. Nu, spectacolul, dar istoria succesului. Istoria spectacolului a fost un spectacol foarte, foarte bun, care, iată, încă există în amintirea unora care l-au văzut. Adrian Pinte a fost unul din mari actori ai României, pe care l-a ajutat nu numai talentul, nu numai rostirea. Avea o dicție impecabilă, asemănătoare cu a actorilor britanici. Nu numai inteligența pe care o avea. Parcă toate acestea l-au făcut să fie interpretul ideal pentru Hamlet. Și spectacolul, într-adevăr, a fost un spectacol care a fost multipremiat. A fost un spectacol de mare impact. Făcut, din păcate, pentru mine, înainte ca eu să fiu director, dar și după ce eu am devenit director, să văd câteva spectacole foarte bune la Teatrul Național din Craiova, care au umblat în multe țări din lume și printre care pot să vă zic că în timpul direcțiunii mele la Teatrul Național din Craiova, și asta este nu numai un semn de mândrie pentru Craiova, ci și pentru România, așa cum ar fi pentru orice țară din lume, unde acest creator lucrează. A fost spectacolul Rinocerii, pus în scenă de unul dintre cei mai importanți oameni de teatru ai lumii, americanul Robert Wilson. Robert Wilson, am reușit să-l aduc pe Robert Wilson la Craiova, după câțiva ani de încercări și datorită faptului că două dintre spectacolele lui au fost invitate la Festivalul Shakespeare. Așa l-am cunoscut pe Wilson, așa Wilson a văzut ce posibilități are scena și dotările și tehnicienii Teatrului Național din Craiova. Și în așa fel încât după două prezențe consecutive la două ediții ale Festivalului Shakespeare, după 4 ani de încercări ale mele de a-l aduce, a acceptat, el a propus Rinocerii, firește că am fost de acord, pentru că mi-a adus argumentul, dacă mai era nevoie, că dacă tot vine România să facă o piesă a unui scriitor născut în România, nu cumva să audă Marie-France Ionesco că cineva spune că Eugen Ionescu e scriitor român, pentru că nu-i dă dreptul de reprezentare. Există, am avut contract cu ea, am făcut contract cu ea și Marie-France Ionesco a pus o condiție a cedării drepturilor de reprezentare, ca nici un material legat de acest spectacol să nu se scrie Ionescu, ci Ionesco, și să nu se amintească pentru nimic în lume de faptul că, să nu se spună că Ionescu e un scriitor român. Se poate spune maxim un scriitor de origine română. Da. Deci Robert Wilson... Dar materialele oficiale. Orice este... Ionescu este... scrie fiecare ce vrea. Ionescu este un scriitor român. Eu am avut onoarea să joc în prima spectacol a lui aici în Israel, când a venit cu soția, cu doamna care îl controla cât bea. Și... este o onoare pentru noi că Ionescu este, ei dau voie, nu dau voie, dar asta nu se poate contesta. Ei nu spun că e scriitor român, ea nu recunoaște că el e român, el e un scriitor francez. În opinia ei, e treaba ei ce crede, ea e moștenitoare, este cea care dictează condițiile cedării drepturilor. Vrei să faci așa? Bine, nu vrei, nu faci, păi stai acolo. Așa. Deci, Robert Wilson a făcut un spectacol memorabil cu Rinocerii,
un spectacol care ne-a pus infinite probleme nouă celor de la Craiova, tehnice, în primul rând, și organizatorice. El vine totdeauna ca regizor însoțit de un staff care pentru noi a avut 13 persoane și ne invită pe un asemenea pe el, trebuie să-i plătească bilete de avion clasa întâi, care costă, de, știți bine, de câte ori mai mult decât un bilet. Dar nu asta e problema. Trebuie să-i accepte pe toți cei pe care el îi are în echipă, cele echipamente tehnice de un nivel cu totul excepțional. Am făcut rost de toate, m-a ajutat mult Ministerul Culturii. Spectacolul a costat până la urmă în jur de 600 de mii de euro. 600 de mii de euro, dar dintre care peste 300 de mii au fost cheltuiți pentru echipamente care au rămas, echipamente tehnice, de sunet, lumini, video, care au rămas în dotarea Teatrului Național. Deci, practic, noi am cheltuit mult mai puțin pentru un spectacol. Și, în orice caz, Robert Wilson a fost de acord să ia un onorariu de 50% din cât ia el în alte părți. Deci a venit la jumătate preț. Tocmai pentru că a fost impresionat de modul în care a fost primit la Craiova, de faptul că a participat cu spectacole ale lui la două ediții ale Festivalului Shakespeare, evident cu totul plătit de partea română. Și de modul în care și-a dat seama că toată lumea îl dorește acolo. E unul din cei mai mari creatori ai lumii care onorează orice scenă unde este prezent. De Festivalul Shakespeare pot să-ți răspund, Riri, că anul care urmează va fi o nouă ediție în primăvară. Sigur că eu sunt rupt de el acum, dar am organizat, cred, 6 sau 7 ediții. Răspunderea organizării festivalului a căzut pe Teatrul Național, al cărui director eram. Directorul festivalului însă este domnul Emil Borodină, care este fostul director al Teatrului Național, cel după care am venit eu. El face cea mai mare parte din selecție și eu am făcut anume propuneri, dar el este selecționerul. În spinarea mea însă a stat organizarea festivalului. Și, într-adevăr, este un festival recunoscut în toată lumea ca un festival important, unde vin numai trupe importante și spectacole celebre de pe toată planeta. Au venit spectacole din Canada, din Statele Unite, din Japonia, din toate colțurile lumii, făcute de creatori importanți. Festival care, spre deosebire de festivalul de la Sibiu, care este un festival gigantic, care are sute de spectacole pe perioada celor 10 zile, spectacole care se dau în toate coplaurile din orașul Sibiu, și pe străzi, și prin parcuri, și prin subsoluri, și pe scene, și care, firește, fiind atât de multe, nu pot să fie de valoare de cel mai înalt nivel toate. Spre deosebire de festivalul de la Sibiu, care are caracteristică gigantismul și faptul că aduce, într-adevăr, un public de dornic de turism cultural acolo. Spre deosebire de el, festivalul Shakespeare este un festival mai de elită. Durează tot aproximativ 10 zile, dar sunt puține reprezentații. Cine vrea să vină poate să le vadă pe toate, că în fiecare zi se joacă câte 1, 2 sau 3 spectacole, dar la ore accesibile, în așa fel încât poți să vezi 2 sau 3 pe zi. Toate spectacolele sunt de un foarte înalt nivel. Și numai traducere simultană? Este traducere simultană, da. Și sunt numai piese de Shakespeare? Sau? Numai Shakespeare sau inspirate de Shakespeare, dar care au legătură
cu opera shakespeariană. Cum e Shylock? Păi, Shylock-ul e după o piesă a lui Shakespeare. Da. Se spune Shylock, dar este... Da. Dar s-ar califica. Dar este necuțătorul din Veneția. Sigur că da, fără îndoială. Dar la teatru de comedie a fost piesă separată. Rosencrantz, da, este în continuare. Mai este o altă piesă a unui dramaturg contemporan care poate intra în selecție. Rosencrantz și Guildenstern sunt morți, al lui Tom Stoppard. Și ea poate, pentru că au legătură cu creația shakespeariană, acest tip de spectacole. Majoritatea sunt în engleză? Sau poftim? Majoritatea spectacolelor. Toate sunt în limbile, toate sunt în limbile țărilor care sunt invitate. Al teatrelor și sunt traduse simultan ca la operă. Dar de ce este și italiană, poate fi și franceză? Orice și limbă din lume și apoi au jucat în japoneză, în chineză. Da. Asta e. V-aș propune acum, așa cum se zice de obicei, vă propun, deși decizia e luată înainte, să o ascultăm și pe marea actriță de care vorbea Nicu Nitai, nevastă mea, Cerasela Iosipescu, care vă va spune un poem înainte de această invitație făcută de domnul Mircea Mehoneșteanu, soției dumnealui. Vreau să vă spun că Cerasela Iosipescu este absolventă a IATC-ului la clasa profesor Sandamanu, o mare profesoară și un mare nume al teatrului și învățământului de teatru românesc. Și că de la început, chiar de la absolvire, dânsa a fost actriță la Teatrul Notara, de care și-a legat cariera. Interesant e faptul că a debutat, din câte am citit, chiar cu Eugen Ionescu, cu Regele Mare, da, în regia lui Dominic Dembinski. După aceea a plecat să joace mult la Craiova. În unele spectacole au fost regizate chiar de Mircea Cornișteanu. A jucat mult Shakespeare în Brânzina Scorpiei. Da. Ai luat locul acolo ca să ai o perspectivă potrivită. Așa. Dar noi o știm foarte mult și din filme. Din filmele în care a jucat. După părerea mea, încă nu s-a născut filmul. Dar aș prefera să termin eu ce spun și după aceea vă dau cuvântul, îi dau cuvântul și Doamne. Deci zic că nu s-a născut încă filmul care să o pună cu totul și cu totul în valoare, după părerea mea. Deci a jucat în poziția copilului, după Tealuri, în O zi bună de plajă, în celebra moarte a doctorului Lăzărescu, în Visul lui Liviu, în faimosul Paparazzo, în Asfalt Anglo, în Crucea de Piatră, deci în foarte multe filme, dar un rol special pentru ea, eu cred că nu a fost încă în film, așa că abia aștept în viitor. Astăzi ea ne va recita ceva, va fi o surpriză din literatura lumii, din literatura universală, un fragment, de fapt, dintr-un spectacol pe care l-a ținut, cred că și la București a fost spectacolul ăsta. O las și revenim după momentul poetic. Bună seara! Înainte să vin aici, ziceam să vă spun o poezie de prever, după care am făcut și un spectacol. O poezie de prever care se numește, de fapt, un foileton care se numește Ciudat